Don primar, domnilor parlamentari, iubiți copii, dreptmăritori creștini, de ziua cea mare, ramul cel din vechime al mănăstirii Hadâmbu, nașterea Maicii Domnului, aducem mulțumire lui Dumnezeu pentru această sfântă zi, prin săvârșirea Sfintei și Dumnezeiește Euharistii, Sfânta Liturghie, slujbă de mulțumire adusă lui Dumnezeu pentru venirea sa printre oameni și pentru primirea noastră în slava împărăției sa. Dumnezeu să binecuvinteze această clipă de rugăciune prin care cei de față să ne înălțăm gânduri către Dumnezeu, către Preacurata sa Maică, purtând în rugăciunile noastre pe toți cei pe care îi avem dragi. Cei plecați dintre noi în lumea dreptilor sau cei rămași împreună cu noi, aflați mai aproape sau mai departe de viața noastră. Înainte de dumnezeiasca liturghie, rostim rugăciunea cea mare de dezlegare. Doamne, Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Fiule și Cuvântul Dumnezeu, păstrăvește în mine, că ai ridicat păcatul lumii și ai iertat datoria celor păcătoși și pe mine cele păcătoase ei de iertare păcatului. Cel ce ai dorit prin fiecare slăbănocuri împreună cu iertare păcatelor. Iisus, Stăpâne, ușurează, lasă, iartă păcatele de neginire, greșelile cele de voie și cele fără de voie, cele cu știință și cu neștiință, cele cu călcare de poruncă și cu neascultare, ce s-au făcut de robii și roabele tale aici de față. Omeniți-vă fiecare. Câte ca niște oameni purtători de trup și de sfintor au aducat și au reșit fața cu cuvântul, cu gândul, cu știință sau cu neștiință, din cu nopții și din cu zidei. Sau sub vestem și apuizenie de la chereu, de la căreu s-au căzut, sau vestite sau vestemat, sau cu jărământ pe numele lui Dumnezeu, sau cu lacte la tăcat, sau din mânia cea fără să păteară pe vreunul de creștin, au apărțit sau destrămat, sau nebunește au vorbit, sau au strânit, sau au grădenit, sau vorbe spurgate au vorbit, sau fi spus, sau us, sau ținut în teară. Ori cu mânie s-au pornit, ori s-au mântuit, ori au vinghelit, sau cam în urmat. Ori s-au întâlnit, ori de șer, sau ori cu mânia. Azi, Părinte, acum și cură, în vecile și noi. Pace Domnului să ne rugăm. Pentru față de sus și pentru mântuirea sufletelor noastre, Domnului să ne rugăm. Pentru pacea toată lumea, pentru bunăstarea Sfintelor, Bisericii pentru unirea tuturor, Domnului să ne rugăm. Pentru mănăstirea aceasta și pentru cei ce cu credință, cu evlavie și cu frică de Dumnezeu intră întrânsa, Domnului să ne rugăm. Pentru nou preasfințitul Părintele nostru Teofan, arhiepiscopul Iașilor și mitropolitul Moldovei și Bucovinei, pentru cinstita preoțime și cea întru Hristos diaconime și pentru tot clerul și poporul Domnului să ne rugăm. Pentru mine că nici Domnul Domnului.
așezat în cer, ce crești noi. Îngerilor și alea hangerilor spăstruși pe la mâncare, măcar împreună mâncare la mâncare. Debutul de toamnă și se sfârșea la finele anului, lunii august. Începutul anului bisericesc, așadar, 1 septembrie, aduce după sine prima mare sărbătoare, nașterea Maicii Domnului. Între acestea, precum câteva îndrăznim a sublinia și noi astăzi, pentru a înțelege câte ceva, cât poate mintea noastră să înțeleagă din această mare taină a Preasfintei Născătoarei de Dumnezeu, a cărei naștere o prăznuim noi astăzi. De ce o cinstim pe Maica Domnului? Pentru că este floarea cea mai curată care a odrăslit vreodată pe pământ din bărbat și din femeie. O cinstim pe Maica Domnului pentru că ea este rodul cel mai bogat pe care l-a adus pământului și cerului existența omenească. O cinstim pe Maica Domnului pentru că este cea mai frumoasă ființă, frumusețe în sensul de adâncime, de cuprindere, de înălțime, de tot ceea ce înseamnă frumusețe în sensul cel mai adevărat al cuvântului. O cinstim pe Preasfânta Născătoare de Dumnezeu în primul și în primul rând, pentru că ea a devenit casă a Dumnezeului Celui Preanalt. Prin ea s-a împlinit taina întrupării, coborârii Fiului Lui Dumnezeu pe pământ și viețuirii sale printre noi. Maica Domnului este cea prin care Dumnezeu a devenit Fiul omului și ea este cea prin care noi oamenii devenim fii ai Lui Dumnezeu.
taina întrupării s-a arătat în preasfânta născătoare de Dumnezeu, căci înainte ca ea să-L primească în trupul său, l-a primit pe Dumnezeu în inima sa, prin viață curată, rugăciune și smerenie. Acum și pururea și în vecii vecilor. Arhieria voastră să o puenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Bisericesc și cinul monahal să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Pe Părintele Stareț Nicodim Arhimandritul, din preună cu toți părinții, frații, ostenitorii și binefăcătorii acestei sfinte mănăstiri, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Pe cei ce au adus aceste cinstite daruri, pe cei pentru care au fost aduse vii și adormiți, pe fiecare după numele său, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa, totdeauna, acum și pururea, și în vecii vecilor. Amin. Amin. Pentru fericire patriarhei României, Miron, Nicodim, Justinian, Iustin și Teopis, pe toți ierarhii Moldovei și ai Bucovinei, pe toți arhierei ortodoxi adormiți într-o nădejdea învierii, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Amin. Pe fericiții și pururea pomeniții ctitorii Sfintei mănăstirii acesteia, pe alți ctitori, minuitori și de binefăcători, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Oare din cerul și s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Maria Fecioara și s-a făcut om și s-a răzgândit pentru noi în zilele Ponțiu Pilat, a pătimit și s-a îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi și s-a înălțat la ceruri și s-a de la dreapta Tatălui și iarăși va să vină cu slavă să judece vii și morții, a cărei împărăție nu va avea sfârșit. Și într-un Duhul Sfânt, Domnul de viață Făcătorul, care din Tatăl cu cele, Cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul, este închinat și slăvit, care a venit prin proroci, într-una sfântă, sobornicească și apostolească biserică, mărturisesc un botez spre iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului ce va să fie. Amin. Și pentru toate Dumnezeule, curățește-mă pe mine pentru toți ușurile. Dumnezeule, curățește-ne pe noi pentru toți ușurile. Dumnezeule, curățește-mă pe mine. Doamne, ceva ce-i primiți pe preasfântul Dăugul în ceasul al treilea cu Sfântul. Pe acela bunule cu toate la ei, cine rânduiește nouă celor ce ne-a făcut. Doamne, ceva ce-i primiți pe preasfântul Dăugul în ceasul al treilea cu Sfântul. Tatăl nostru care ești în cerul, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și iartă nouă greșalile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Cel ce a înviat din morți, Hristos adevăratul nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei sale maici, ale sfinților măriților și întru tot lăudaților apostoli, ale sfinților preacuvioșilor și de Dumnezeu purtătorilor părinței noștri, ale sfinților bunilor, marilor, biruitori, mucenici, ale celui între sfinți părintelui nostru Ioan Gură de Aur,
Arhiepiscopul Constantinopolului, a cărui sfântă liturghie am săvârșit. Ale sfinților drepților dumnezeiești, părinții Ioachim și Ana, și ale tuturor sfinților. Să ne miluiască, să ne mântuiască pre noi, ca un bun și de oameni iubitor. Pentru rugăciunea Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisus, te descoască Dumnezeul nostru, Dumnezeu și pe noi. Amin. Noaptea Sfinții este bune, trebuioasă plătexat, trebuioși părinți, trebuie senatori, domnilor deputați, domnilor ofițeri, iubiți credincioși și credincioase. Pentru sfânta noastră mănăstire este predeles de mare binecuvântare și bucurie duhovnicească. Și nu numai, pentru tot poporul nostru creștin ortodox și pentru toți creștinii ortodoxi de pentru tine. În această sfântă binecuvântată zi, ne-a blagoslovit Măicuța Domnului cu o mare binecuvântare în altă Sfinția voastră. În puține cuvinte, nu știu cum aș putea să vă mulțumesc din suflet, din inimă, că de mila lui Dumnezeu, decât sunteți Mitropolitul Moldovei și al Bucovinei, v-a primit Dumnezeu ca un dar pentru eparhia noastră Iași a Moldovei și sunteți mai tot timpul prezent în bisericile noastre, în mănăstirile noastre, ori câte ori este nevoie de prezența noastră a Sfinției voastre. Îmi readuc aminte bine noastră a Sfinția voastră, când ați sfințit noua biserică, m-ați întrebat dacă la mănăstirea Fatâmpul, la Hramului Sfintei Mănăstiri, a fost prezența ieratului. Cu smerenie am spus că nu prea am avut slujbe arhierești, dar prea Sfinția, prea Sfinția voastră ați promis și făgăduit odată că toate hramurile mănăstirii vom avea un erat la fiecare hram, în fiecare an. Și odată la 2 ani prezența noastră Sfinției voastre. Pentru mine personal vă mărturisesc în altă Sfinția voastră și iubiți credincioși, prezența ierarhului, mai cu seama noastră Sfinției voastre, este un dar de la Dumnezeu. O încurunare a muncii oftei acestea de la această Sfântă Mănăstire. Vă mulțumim din suflet că existați și rog pe milostivul Dumnezeu și prea curată Maică la Dumnezeu să conduceți această frumoasă eparhie, cum spuneți deseori în altă Sfinția voastră, cu aceeași demnitate, cu aceeași râvnă, cu aceeași smerenie și cu multe plângețe pe care o aveți față de poporul nostru creștin evlavios. Vă mulțumim de nimeni în altă Sfinția voastră că ați dat curs invitații noastre. Știm că agenda în altă Sfinția voastră este foarte încărcată și nu ușor vă este, dar bunătatea noastră Sfinției voastre, smerenia care aveți și glasul dulce și cuvântul Dumnezeu care îl propovăduiți, am spus deseori către fiii duhovnicești și o spun cu tot curajul, când în altă Sfinția voastră rostiți cuvântul de învățătură și păsile cerului se opresc din cântatul lor, vă spun din inimă și din suflet. Să vă ajute prea curată Maică la Dumnezeu noastră Sfinția voastră și vă asigurăm de toată dragostea noastră părintească, duhovnicească, supunere și ascultarea poftii față din noastră Sfinția voastră. Ar dori în semn de pentru tot și pentru toate și în primul rând pentru menținerea candelei aprinse pe această Sfântă Colină, în această Sfântă Mănăstire, loc de odihnă duhovnicească pentru obștea mănăstirii și la sfârșit de săptămână și uneori chiar în timpul săptămânii și mai ales de marile prasnice, ca și gazdă pentru atâția credincioși care vin din Iași, din satele din împrejurimi, din județe, din Moldova și din alte părți ale țării, care vin să se închine icoanei Maicii Domnului de la Hadâmbu
care vin să vadă această sfântă mănăstire, să participe la această sfântă, la sfintele slujbe care se fac cu râvnă, cu evlavie și cu credință în Dumnezeu în această sfântă mănăstire. Dumnezeu să oblăduiască pe toți cei care de-a lungul vremii, cu multe veacuri în urmă sau în anii precedenți, au făcut posibilă existența acestei mănăstiri, să-i odihnească Dumnezeu în pace pe ctitorii de altădată și pe ctitorii din zilele noastre, care sunteți dumneavoastră, iubiți credincioși, din bănuțul dumneavoastră, din pomelnicul, din lumânarea, precum și din ajutorul celor care poate au mai mulți bani decât oamenii obișnuiți, au făcut aceste frumoase lucrări, care sunt spre găzduirea dumneavoastră. Că mulți din pelerinii care vin la Iași, de Sfânta sau de alte sărbători, voind să vadă mănăstirile și bisericile și orașul în general, nu au unde să găzduiască mai mulți, într-un număr mai mare și în condiții corespunzătoare decât aici, la Mănăstirea Harei. Așadar, Maica Domnului să ne aibă pe toți în pază. Ne-am bucurat că de acum 2 ani, când a venit eu ultima dată, că un an vin aici și un an merg la Mănăstirea Borona, în județul Botoșani, de asemenea, hramul mare, cel mai mare din județul Botoșani, cum este și acesta, în afară de Sfânta Parascheva, cel mai mare din județul Iași. Și m-am bucurat că în timpul celor 2 ani de zile s-a realizat accesul mai ușor la această Sfântă Mănăstire. Era o porțiune de drum care ne cam făcea probleme, dar nu ne împiedica totuși să venim aici, dar acum ne bucurăm și mulțumim domnului președinte Popa pentru că a stăruit și a împlinit această prea frumoasă lucrare. Mulțumindu-vă dumneavoastră tuturor, care împodobiți, cum spunea părintele stareț, împodobiți cu prezența dumneavoastră sfintele slujbe și acest minunat loc. Este sărbătoarea nașterii Maicii Domnului, sărbătoare închinată tuturor mamelor, tuturor taților, născătoare și născător de frunci. Thank you.